Tragedie la Bălți. Un șofer de 36 de ani și-a pierdut viața după ce s-a izbit violent cu mașina într-un autocar de pe linia Chișinău-Sankt Petersburg. Aproximativ în jurul orelor 10, pe strada Nicolae Iorga, în direcția autogării, se deplasa un automobil de model Volkswagen Passat, condus de un cetățean al municipiului Bălți, în vârstă de 36 de ani, care a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu autocarul, care se deplasa regulamentar. În urma impactului violent, tânărul de la volanul autoturismului a murit pe loc. Pasagerii din autocar nu au avut însă de suferit. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului.